Stadionul Național din Capitală, ne pregătim de un meci extrem de important pentru viitorul acestor două formații. Dinamo joacă al doilea baraj de promovare, retrogradare în ultimul an. Acum un an de zile Dinamo pierdea acest baraj în fața Universității Cluj în calitate de echipă de primă ligă. Astăzi joacă din nou barajul căutând promovarea din Liga a doua. Însă n-a mai marcat de mult. Centrarea nu era, gol! Bena! Minutul 15, Dinamo! Dinamo deschide scorul. Oare ar fi jucat Bena dacă Patrick nu era accidentat? Fază fixă. Mingea deviată bine. Excelent jucat această fază, probabil gândită, antrenată, cu Ghezali care deviază pe spate, doar că nu e nimeni acolo care să-l țină pe Bena. Asta este inadmisibil. Pentru FC Argeș. N-ar avea probleme să-și găsească echipă de liga, de primă ligă. Aici Garita! Garita are ocazie mare! Nu-l obligă nimeni să dea de acolo, de la o asemenea distanță. E adevărat că nu neapărat asta e o cauză. Poziția a fost atât de bună. Și dinamoviști, și steliști, și olteni. Mingea e deviată și e 2-0 pentru Dinamo. Fanionul rămâne jos. Este 2-0. Zidul deviază această minge cu șansă mare. Dinamo, atentă! Înțepeniți, încremeniți jucătorii Argeșului. Incredibil, ce erori, două goluri din două faze fixe. La Rusea, el a fost. Avem VAR. Dacă lăsa mingea, eu personal n-aș mai fi avut nicio emoție și fără VAR. Aici însă vom vedea. Ne poate păcăli unghiul, sigur că e bine că avem VAR. Și aici faza continuă, Ghezali, nu e offside, Ghezali, și este 3-0, fabulos, două goluri marcate în două minute și asta pentru că s-a întrerupt verificarea, pentru verificarea la VAR. Piteștenii sunt parcă ei copleșiți. Deși ei sunt echipa de Liga 1, de primă ligă. Deci niște erori absolut colosale. Absolut colosale. De remarcat și finalizarea. Frumoasă, elegantă. Fai, așa ceva. Așa ceva, cam cum a făcut Dinamo Ghencea. Oarecum. Pop, care n-a mai marcat din octombrie. Asta nu e o execuție ușoară, deloc. Se oprește la timp, s-ar fi dat fault. Ghezali rămâne la minge. 4-0. Minutul 40. Da, nu le vine să creadă, pe bună dreptate. D-
De la 4-1 înfrângere la Iași. 4-0 aici în 40 de minute. Așa ceva. E acțiunea lui. E acțiunea lui până la urmă. Că aici Jebić e și Jalon în același timp. Dar Ghezali, două pase de gol. Nu greșesc, două pase de gol. Da, că el a dat cu capul pe spate la primul și apoi la greșeala, tot greșeala lui Jebić. Două pase de gol și gol marcat de acest atacant. Dinamo dă 4 goluri prin 4 jucători. Centrarea lui Calcan. Mingea se duce în poartă. Mingea se duce în poartă. Argeșul reduce din diferență după 9 minute de la startul reprizei a doua. El o fi, n-am văzut. E posibil să fie chiar Jebić. La câte greșeli a făcut în sfârșit. Poate să fi, mai fi fost mai devreme în imagine galeria. Câte ștea nu am văzut. Da, tot din fază fixă. Tot din fază fixă. Nu e hands, nu pare să fie nimic neregulamentar, oricum faza este analizată. Doar o parte. Luz Roșu, revenit pe teren și vine șutul de viață! Așa nebunie de meci, mai rar. Da, repet, s-au și aliniat planetele. S-au aliniat planetele pentru Dinamo. Bine de tot, nu se poate mai bine. Alt șut deviat. Gol dintr-o minge deviată din lovitură liberă. În prima repriză. Nu mai spun că aici înscrie la un minut după ce a luat gol. Cinci goluri marcate de 5 jucători la Dinamo. Bine, plus al șaselea de la Feceaș. Nu, no, e... E... E Dobrosavljević, de-abia a intrat pe teren la pauză, da? Da, nicio vină, omul pune piciorul. Toate punctele, pentru că în sezonul regulat nu s-a jucat cu retur. Nu e offside. Nu este offside aici. Ghezali! 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 A început Roland Garros. La 1. Două pase de gol și două goluri. Nu pare să fie așa, ochiometric de aici. Cred că tot Jebić îl ținea în joc. De la el a plecat Ghezali. 11 goluri marcate pentru Dinamo în acest campionat. 10 din 11 începând din februarie până azi. E fault. Am văzut faultul ăsta lui Kubemba. Aici este și avertizat Kubemba, care este eliminat. Mai avea un ușor. Avem mai avea un galben, dacă mi-am mutat eu bine. Așa mi-am mutat, acum... La câte s-au întâmplat? A, e da.
planete. Doar 4 jucători ai Piteștiului în careul advers. Că se pregătea să trimită mingea campul spre poartă, bară! S-au legat nu odată lucrurile azi. Și nu era offside? Nu era offside, Amzăr iese târziu, iese rău. Totul este alb-roșu azi.